De ce mai protestați astăzi? În primul rând pentru faptul că ne-au mințit în cel mai grosolan mod posibil, iar prin ordonanța prin care se anulează ordonanța 13, de fapt, nu s-a întâmplat nimic. E aceeași mecherie, dar cu altă pălărie. Și vom veni aici în continuare până când se vor pune lucrurile la punct. Iar ce a făcut astăzi ministrul Justiției a fost o bulibășală de neîntâlnit. Adică dai o lege, o retragi, iar o trimiți, iar o aduci, ceva din care n-ai înțeles nimic. Și de aia ieșim și vom ieși în continuare. Suntem aici pentru faptul că nu ne convine cum am fost tratat săptămâna asta în care lumea a ieșit în stradă. Am fost tratat cu indiferență zilele astea, iar noi suntem alături de cei de la București. Doresc să cadă tot guvernul pentru nedreptățile care s-au făcut. Au lucrat ilegal. Doresc să cadă tot guvernul.